Bogdan și Bianca au avut blind date, au încercat să afle câte ceva unul despre altul, iar trecutul sentimental a fost unul dintre subiectele de discuție. Bună, eu sunt Bogdan. Bună, sunt Bianca, îmi pare bine. Îmi pare bine, Bianca. De unde ești, Bianca? Sunt născută în Vaslui, dar am locuit 16 ani în Italia. Tu? Eu sunt din Zalău și acum locuiesc în Cluj. Ce vârstă ai? 28 de ani, tu? 30. Mulți înainte. Mulțumesc, la fel. Cu ce te ocupi? Eu sunt medic veterinar de profesie. Am înțeles, că îmi plac foarte mult animaluțele și mie. Tu ce muncești? Eu customer support la o multinațională în limba italiană și pe lângă asta mai cochetez și cu moda. Am reprezentat România la diverse concursuri de frumusețe. A, deci tu ești fata Miss de care vorbi băieții. Da. Am înțeles. Eu sunt. Mi-o imaginez slăbuță. Bine, am și auzit la băieți că fata Miss e slăbuță. Și cu ce gânduri ești la emisiunea? Să-mi găsesc jumătatea și să rămân pentru totdeauna cu el. Am înțeles. Ai avut așa experiențe de lungă durată? Am avut, da, de lungă durată. Tu? Și eu am avut, ca orice om la vârsta asta mai ai. Și mai experimentezi. De ce v-ați despărțit? Care a fost ultima ta relație? Ultima relație care a fost mai serioasă, gen. Am ajuns să ieșim împreună, dar ne-am despărțit din cauza că era și o diferență mai mare de vârstă. Ea era mai imatură un pic și a ajuns să fie posesivă. Și odată ce a ajuns să fie mai posesivă, eu am început să am un pic de repulsie față de ea, știi? Tu poți să-mi spui de ce te-ai despărțit de fostele relații? Da, înainte să vin în România am avut o relație cu un bărbat italian. El voia să aibă ceva serios pentru mine, dar a fost atunci situația aceea cu pandemia și ulterior mi-am găsit de muncă aici în România și... Nu știi tu cum e dragostea, învinge orice și pandemia. Da, într-adevăr. Eu i-am spus să-mi găsească acolo el ceva de muncă ca să fim împreună, însă nu a fost așa. Ulterior mi-am găsit aici și ne-am pierdut încetul cu încetul. Și aici în România am întâlnit un alt bărbat care era mai mare, mai matur decât mine, care și el îmi spusese că vrea să aibă ceva serios, că vrea să mă ia de nevastă. Însă a fost o relație destul de toxică. Dacă ești mis, așa mă gândesc că practici sporturi sau îți plac sporturile, da, îți place să ieși? Îmi place să fac înot, să fac sală. Super, înseamnă că ai o viață activă. Ție îți place să faci sport? Da, am tot făcut sport. Am jucat fotbal, am făcut multe sporturi, gen cam toate le-am experimentat. Am jucat tenis de câmp, am încercat sala, dar de obicei nu prea am ambiție la sală. Acum sper că cu colegul din casă, care e instructor, o să fie mai ok. Și ești competitiv de fel? Da, sunt competitiv. Nu-mi place să pierd niciodată, sunt foarte ambițios în orice și am o ambiție aia prostească. Ce hobby-uri ai? Păi hobby-uri, pe lângă sporturile care le practic, mai am hobby pescuitul, care e tot un fel de sport. Îmi place să mă întâlnesc cu prieteni, să ies în grup, să mă duc în natură, să mă duc cu cortul, chestii de genul. Între mare și munte, ce ai alege? Sincer, muntele. Am înțeles. Tu? Eu, marea. Exact, păi de-aia noi trebuie să ne completăm, știi, să mergem și într-un loc și în altul. Sau persoane ca și noi, ce nu neapărat noi. Cred că suntem un pic diferiți. Suntem diferiți. Dar cum și ai tu cum consideri asta, că suntem diferiți, că avem plăceri diferite, gen? Două persoane care sunt diferite poate se pot completa. Exact, la asta m-am gândit și eu. Pare că avem viziuni diferite asupra vieții. Dar cred că dacă suntem diferiți, ne putem și completa. Ce rost să mai întreb? Cu gătitul, îți place să mănânci, să gătești? Îmi place să gătesc, da. Uite, eu nu că îmi place să gătesc, eu iubesc să gătesc. Eu nu îmi dau seama cum trece timp. Aș sta să gătesc zilnic, știi? Mhm. No, dar, de exemplu, cu curățenia e mai dezordonat. Eu știu să gătesc și italienesc, deci... Super. Și așa, pe viitor, unde te vezi peste 5 ani? Ce ți-ai dori să faci peste 5 ani? Sau în ce situație vrea să fii ca... Cu siguranță vreau să fiu maritată, să am 2-3 copii. Super. Și eu îmi doresc cât mai mulți copii, dar na, și vârsta. Și până acum de ce nu te-ai însurat? Păi chiar am fost însurat. A, am înțeles. Am fost însurat un an, am avut o relație de 6 ani, după 5 ani am făcut nuntă și am divorțat după un an. Și care a fost cauza? Cauza a fost că am fost proaspăt ieșit din facultate după când am făcut nunta.
Nu eram încă pe picioarele noastre financiar. Eu zic că de acolo s-a pornit tot, știi? Salariile de început ca veterinar, ca să lucrez în domeniu, sunt destul de mici până înveți. Ne-am legat la cap cu rată, cu probleme, cu cheltuieli și încet, încet a apărut așa o competiție între noi care n-ar trebui să fie într-o relație. Am înțeles. Deci partea economică a fost cea care v-a despărțit. Eu zic că de acolo a pornit tot și în timp a ajuns la mai multe. Am mai cunoscut băieți care tot la fel mi-au zis că au avut experiențe negative în trecut și au încercat oarecum să-și pună o barieră cu mine, dar nu cred că a fost corect, deoarece fiecare dintre noi suntem diferiți și avem lucruri diferite de oferit. Da, da, știu ce spui. Într-adevăr, ai tendința la început să nu oferi, să nu pui pe tavă tot. Adică să oferi, adică ca persoană, mă ca persoană, exact, să nu oferi tot ce ai tu bun, ca să nu cumva să fii din nou dezamăgit, știi? Dar până la urmă oamenii sunt diferiți și fiecare merită șansa lui, eu zic de părerea asta. Ai fost vreodată pe punctul de a te logodi și de a vorbi de nuntă, gen ceva mai serios? Nu am fost, dar cum ți-am spus înainte, am avut această relație după ce m-am întors din Italia și... Bun, poți să întreb ceva mai intim? Băiatul ăsta voia să-mi ia de soție, dar de fapt, după părerea mea, el cred că suferea. Care a fost diferența ai vârstă între voi? De 9 ani. Am înțeles. Și faptul că ați ajuns să nu mai continuați, îi dai vina pe el sau crezi că e reciprocă treaba? În mare parte, cred că e vina lui, pentru că cred că m-am mințit. Dar de câteodată mi-am pus întrebarea, poate am greșit și eu cu ceva. Nu știu de ce am avut așa impresia cumva că s-a uitat după niște promisiuni ale cuiva și asta nu-mi place la o persoană. Da, că și eu, primul instinct e să dai vina pe celălalt, știi? Dar stai să te gândești și la acțiunile tale și atunci îți dai seama că poate acțiunile mele l-au determinat să facă anumite chestii. Din moment ce tu zici că mi-a promis, da, uite că nu m-a luat, știi? Atunci mi se pare cumva că tu încerci să te aghezi de ceva sau să te legi de ceva, un fel de siguranță pentru tine, știi? Probabil nu e așa, dar așa a părut la prima interacțiune. Crezi că sunt benefice compromisurile într-o relație? Sunt benefice atâta timp cât satisfacțiile sunt mai mari decât compromisurile care le faci. Ești impulsiv? Sunt impulsiv, am reușit să mă controlez așa în timp, dar e un fel de foc cu foc, știi, sau foc cu vânt. Da, exact. Eu caut pe cineva să mă domolească. Știu ce spui și eu cam la fel. Caut. Dar, na. Trebuie să bine, ne probabil să că vedem. O să știm să ne domolim dacă ar fi să vorbim pe viitor. Nu ai de unde știi asta. Tu vrei să mă mai întrebi ceva, Bianca? Nu, abia aștept să ne vedem față în față, să ne cunoaștem personal. Și eu îmi doresc treaba asta. Atunci te pup. Încă o întrebare, ce înălțime ai? 1,76. E bine, ești cât mine. Cât tine? Aș dori să-l cunosc după acest blind date. Să văd și cum arată fizic. Și ai o problemă cu asta? Nu. Vreau ca bărbatul de lângă mine să nu fie mai scund decât mine. Și Bianca le-a împărtășit fetelor câteva idei din întâlnirea cu Bogdan. Îl cheamă Bogdan. Așa. Este medic veterinar. A, ce drăguț. Câți ani are? Are 30 de ani. Așa. Deci la vârstă cred că ne-am potrivit. Și l-am întrebat între mare și munte ce alege. El a zis că alege muntele, eu prefer marea. Cred că suntem un pic diferiți, dar el a zis că dacă suntem diferiți, poate ne-am putea completa. Eu acum sper că diferența nu rezultă doar din preferința asta mare-munte. Siguranță nu. Da, uite, vrei să-i completezi ceva în legătură cu ce s-a întâmplat în fosta relație, că avea așa niște îndoieli. Da, cu siguranță pare altceva după cum am prezentat situația, dar a fost cu totul opusul, să spunem așa, situația prin care am trecut. Pentru că bărbatul cu care am fost. De fapt, el m-a mințit. El suferea după fosta lui soție, nu mai profesa nicăieri. A fost un fotbalist destul de cunoscut și trecea printr-o depresie, pentru că nu mai juca nicăieri. Și mi-a scris cu profile false la început ca să mă pună la încercare, cred eu. Mi-a zis că el este cunoscut, că are bani, că
poate să-mi ofere orice și i-am spus că nu sunt interesată de aceste lucruri, că caut ceva serios, că am o situație bună și ulterior mi-a scris de pe profilul său și mi-a zis că ar vrea să ne cunoaște, ne-am cunoscut personal și după asta am aflat situația sa, am încercat să-l înțeleg, să-i fiu alături, ulterior s-a mutat la mine și îmi spunea să-l înțeleg pentru că e o perioadă grea prin care trece, însă el mă amenința, mă înjura, vorbea de fosta lui relație, îmi cerea bani și nu am mai putut să rezist. Dar câți ani a durat povestea asta? Sau ce perioadă? Aproximativ 3 ani, după ce m-am întors din Italia. Aoleu, ai stat ceva în... Da. Da. Da, nu, situația, nu adică... aveam de gând să intrăm așa de mult în detalii, dar dacă ni le-ai dat, înțeleg acum. Da, e normal, nu poți să faci o părere despre ce... Absolut, asta. Știi că fiecare om are o poveste în spate. Unii dintre voi aveți o poveste mai ușoară, alții mai grea. No, veniți... cu niște... bagaje. Exact. Doamna Crina, cum vi s-a părut interacțiunea între Bogdan și Bianca? Perfectă. Bogdan a întrebat tot ce l-a interesat. Bianca a răspuns. Depinde mai departe cum decurg lucrurile. Nu mă amestec. Ei, da, măcar așa, un sfat. Îs destul de... Da, Bogdan e genul de băiat care să vină, nu știu, să spună că o să-i placă de o fată de aici, da. Se va îndrăgosti și, nu știu, poate simte nevoia să vă ceară un sfat. Îl dați atunci sau... O să-l dau lui. Ai lui? Lui. Da, da, aici, în reality, nu puteți să-i dați doar lui, pentru că... O să mi le exprim și public. Așa, asta mă interesa. O să-l dau, dar... prefer să-l dau doar în momentul în care mi se cere. Și îmi va cere, cu siguranță. Uh-huh. Totdeauna ține cont. Și de părerea mea, dar alegerile și le face singur. Okay. Și le-a făcut toată viața lui. Am înțeles. Bine, Bogdan, o să luăm pauză, timp în care tu o să rămâi aici, alături de fete, că sunt convinsă că și tu mai ai curiozități în legătură cu toate și ele poate vor să te mai întrebe una alta, da? Bine,